Astăzi este 8 martie, vă spun la mulți ani tuturor femeilor care mă urmăriți și încerc să fac astăzi un machiaj pentru ziua femeii, să vedem ce va ieși. Vreau să fac totuși ceva mai altfel ca să mai vedeți și voi alte tehnici de machiaj și vă voi spune că voi începe întâi cu sprâncenele astăzi pentru că am de gând să folosesc aceste paduri de ochi pentru a ieși un machiaj mai frumos, mai corect. Acestea sunt de la Ladies cumpărate, nu știu dacă mai sunt acum în catalog sau pe site. Și ele arată în felul următor. Să scot de aici din cutie să vi le arăt. Cam așa arată două pachetele. Două rânduri. Așa se prezintă ele și mai am unul aici și voi lua doi din aceștia care îmi trebuie acum, unul și al doilea. Așa. Se prezintă în felul acesta. Ei sunt autocolanți, aici se îndoaie și se dezlipește partea autocolantă de aici. Vă voi arăta când îi voi pune la ochi, dar să începem întâi cu sprâncenele, cum am spus, pentru ca să văd unde este capătul sprâncenei să pot lipi aceste paduri. Nu voi da fond de ten pentru că lipind peste fondul de ten aceste paduri, când le voi lua, se va lua și fondul de ten. De aceea întâi trebuie machiajul ochilor făcut și apoi machiajul feței. Eu am aici o oglindă pentru că n-am cum să mă machiez pe cameră. Folosesc tot creionul de sprâncene de la Ladies, pe care îl știe toată lumea. Încerc eu aici să mai arcuiesc un pic. Să o fac un pic mai ridicată sprânceana. Machiajul acesta care îl voi face nu va fi unul super, super, pentru că eu plec la servici. Deci nu plec în oraș, la plimbare, la un restaurant undeva. Pur și simplu mă duc la servici, deci nu voi face un machiaj chiar cine știe ce. Oricum, unul mai deosebit. Încerc să fac, pentru că totuși este 8 martie și toate ne aranjăm pentru această zi. Cum putem mai bine, mai frumos. Cam atât cred că voi lăsa sprâncenele. Partea mai grea va fi cu fondul de ten aici, în zona sprâncenelor. Pentru că înainte, când puneam fond de ten și după aceea făceam sprâncenele, venea creionul peste fondul de ten. Acum va trebui să am grijă cu fondul de ten, să vină chiar până la sprânceană. Cam așa cred că este destul. Încerc să mai umplu golurile.
Așa, deci acesta este creionul de la Ladies, care îl știe toată lumea, care m-a urmărit. Și acum să punem aceste paduri, să vedeți și voi. Deci luăm partea asta autocolantă, aceasta nu o voi lua. Aici rămâne lipicioasă și o voi pune în felul următor, până la capătul sprâncenei, ca să văd unde merg, până unde merg cu machiajul. Și așa. Vedeți, el se lipește și de aceea nu pot să pun întâi fond de ten. Deci până aici voi merge cu machiajul fratelor. Asta. Partea aceasta rămâne. Eu mai am, când am folosit altă dată, am tăiat cu foarfecul și mi-a rămas partea aceasta. Și aceasta poate fi folosită, are tot foița autocolantă și poate fi folosită așa, efectiv. Nu e nevoie să vină chiar până aici, dar deci ea poate fi folosită de două ori. Odată partea asta o folosim după ce o tăiem. Ați văzut că nu am luat hârtie autocolantă de pe partea aceasta pentru a o putea lua când le voi folosi și lipi de... Deci, se poate folosi și a doua oară, punând efectiv așa tot la capătul sprâncenii și să vină așa. Deci am lipit, să-l punem și pe acesta. V-am spus eu într-un videoclip anterior că vă voi arăta odată și cu aceste paduri, tot așa până la capătul sprâncenii. Cam așa, ca să văd unde, până unde merg cu machiajul ochilor al afardurilor de pleoape, să vină exact la capătul sprâncenelor. Știți că eu mai dădeam și pe un pic mai încolo de sprânceană, așa ești sigură că nu dai, pentru că vine pe acest plasture, pe acest pad. Cam nasoală senzația, dar asta e până termin. Și să folosim primerul pentru fardul de pleoape de la Pharmas, îl știți. Cel de la Uibo încă nu l-am probat pentru că nu m-am dat cu glitter. Am început și eu prost cu loc să încep de pe pleoapă, am început, dar nu contează oricum și aici vine. Aici să am grijă la sprânceană. Aici trebuia un pic mai adânc, văd că nu este la fel. Cam așa. Vedeți că deja am dat pe pad, dar acolo rămâne.
Venim până în capătul sprâncenei și dacă dăm un pic mai jos cu creionul de sprâncene, putem, nu știu de ce stăteam cu ochiul acesta închis, acum putem corecta. Cu baza pentru ploape, dacă greșim cumva aici la sprânceana, cum am greșit eu aici. Așa, am terminat. Acum venim cu deci voi folosi paleta Huda Beauty, bineînțeles, astăzi este 8 martie, punem ceva mai de calitate. Și voi folosi pentru aici la pleoapă, voi folosi această culoare de aici. Aceasta de aici, care este una mată. Deci acum pot să dau fără frică, el se duce pe pad, pardul de pleoape nu depășește conturul. Deci acesta este mat, v-am spus. Voi folosi aici pe mijloc mat și în capăt tot mat și aici pe pleoapă ceva mai cremos, mai lucios, mai deschis. Pentru că această culoare m-am hotărât să o folosesc. Este și mai deschisă și chiar nu am folosit-o și vreau să-i văd nuanța. Cred că atât este destul, nici prea mult nu trebuie. Acum voi continua cu partea aceasta ochiului și voi folosi un gri, un gri luat din această paletă. Ice Baby. Voi lua acest gri de aici. Pe cameră văd că apare mai albastru, dar el este un gri. Acesta de sus, de aici. Este mat și este un gri. Să vedem un pensonel. Asta se dezlipește de acum de aici. Bine, au o oareșcare vechime aceste paduri.
Adevărul este că nu le folosesc prea des, doar în ocazii speciale, nu am timp să stau atât de mult. Să lipesc paduri mai rapid, întâi când dau fondul de ten, merge mai rapid când dau fondul de ten prima dată. Și apoi urmează machiajul ochilor, dar acum vrând să vă arăt cum se pun aceste paduri, pardon. Mă gândeam la plasturi și am spus acești plasturi, aceste paduri. Voiam să vă arăt. Vezi că acum mă și încurcă un pic. Nu știu cât gri mai pun eu aici. Mă gândesc la paduri și bag, bag, bag. Cam așa mai punem și din coace și după aceea mai grenduim. Dacă ar fi fost chiar noi, nu s-ar fi dezlipit, dar oricum nu contează. Chiar dacă aș lua și această bucățică, rămâne hârtia care este lipită. Vedeți? Rămâne, dar cred că așa voi face. Ia, așa, ca să nu mai stau eu să mă încurc. Și aici mă încurcă la blenduit. Dar eu cred că am pus câte doi. Da, deci el așa este. Eu am pus câte doi. Dacă nu mi-am pus ochelarii, am pus câte doi. De asta se... Da, deci e așa arată. Ia ca boacăra. Am făcut-o. Dar asta e. Face parte din viață. De ce să ne ascundem? Deci erau doi, de asta, deci e așa arată normal, am pus câte doi. I-am murdărit pe ceilalți, dar nu contează, pentru că îi voi folosi și chiar dacă va veni altă culoare, doar îi dau jos. Mă gândeam eu, ori fi vechi, dar chiar așa se deslipesc? Nu, am pus două bucăți. Dacă nu mi-am pus ochelarii, când ne-am dezlipit, am pus două bucăți. Asta e vârsta, aș spune cuvântul. Ne mai gândim și la blenduială aici. Poate mi iese un machiaj mai nașpa decât mi iese în zilele normale. Vedem noi până la urmă ce iese. Aici trebuie un pic mai mult ca să fie ca în partea cealaltă. Aceasta de la Ice Ice Baby este mai puțin pigmentată ca cea de la Huda Beauty. Mi se pare normal, nici prețul nu este la fel. Aici m-am dus cam sus, dar văd eu. Închis. Mai blenduim aici, nu închidem nici prea mult. Am cerut de acum cu plasturii aceștia când îmi voi aminti. Cam atât, cred, este la fel. Așa, cam gata. Dacă voi mai considera voi mai pune, aici este un pic mai sus, aici este un pic mai jos, dar aici voi corecta cu iluminatorul. Cam atât deocamdată. Punem aici pe pleoapă, vom pune tot de la Huda Beauty și vom pune
un alb, acest alb de aici, care este unul cremos și de fat, dar ca să ajung mai în pliul pleoapei, voi folosi un pensonel, oare mi-am adus pe aici? Pensonel, da, mi-am adus. Deci este un alb cremos. Voi da întâi cu pensonelul și pentru a delimita nume în cap pe degetul chiar aici, în pliul pleoapei. Voi pune întâi cu acest pensonel și apoi voi pune cu degetul, pentru că cu degetul se întinde mai bine. Atât că mai pun și cu degetul. Asta vreau să ajung în pliul pleoapei cu vârful pensonelului, pentru că este mai subțire decât degetul. Și în partea aceasta. Iar mi-am adus aminte că am pus doi plasturi la ochi. Mă umflă râsul. Asta e. Dacă îți trebuie ochelari și nu i-ai pus, asta se întâmplă. Atât cu pensonelul. Acum să pun degetul la... Deja vedeți, se cunoaște. Sper să vedeți voi acolo. Atât că mă sclipicesc prea tare. Totuși este ziua, dar na, având în vedere că este 8 martie, dacă e prea strident, își va da lumea seama de ce este mai strident. Cam atât. Este destul. Eu zic că este uniform în ambele părți. Acum să continuăm cu iluminatorul. Iluminatorul îl voi pune tot cu acest pensonel, dar ca să nu iau, voi folosi acest capăt care este curat. Iluminator voi pune din acesta de la Ladies, de la Catherine Harley, de la Dynamic, da, tot Catherine Harley, by Dynamic by Catherine Harley, unul alb. Acum umblu și la corectatul sprâncenei, dacă este nevoie. Nu știu de ce închid eu ochiul. Dacă lucrez la el, am această tendință de a închide ochiul, dar văd și mai bine dacă îl țin deschis, dar cine să-și dea seama. Cam așa.
Sper că vedeți voi acolo, nu știu dacă nu este prea departe. Cam atât. Mai pun puțin aici, parcă din coace este mai alb. Și acum voi mai blendui un pic aici pentru a lua un pic această barieră. Foarte puțin. La gri nu mai iau pentru că am stabilit distanța să fie egală la ambii ochi. Aici mă dusesem mai sus. La gri nu voi mai umbla. Dar cred că totuși voi mai umbla puțin pentru că am dat acum cu tot așa, numai e cu ce este pe penson. M-am dus aici un pic mai. Tot fără să mai pun pensonul în fard. Cam așa, zic eu. De acum pot să iau acești plasturi. Am terminat. La rimelul, la gene, nu mai contează, nu mai am. Aici am terminat. Și am terminat, nu? Da, am terminat. Ia, să iau ca să vedeți și voi. Vedeți, rămâne curat. Mă dau mai aproape. Și aici. Vedeți? Deci asta înseamnă să pui acești plasturi. Este fix, fix până la sprânceană. Și aici vine fondul de ten. Acum trebuie să am grijă cu fondul de ten, să nu intru peste, să dau chiar exact. Deci continuăm cu fondul de ten și apoi facem machiajul de desubt al ochilor, rimelul și ce mai trebuie. Partea deasupra am terminat-o. Oricum vă voi arăta la urmă, la final, mai de aproape. Continuăm acum cu fondul de ten. Bineînțeles, fondul de ten de la Estée Lauder îl voi folosi azi, pentru că în alte zile mai folosesc și alte fonduri de ten. Și am renunțat la pompița mea care nu trage fondul de ten și voi folosi pentru a scoate acest penson, pentru a scoate fondul de ten din sticluță, pentru că nu am luat pompiță și nici o comandă nu am mai făcut pe Notinu ca să-mi pot lua pompiță. Probabil îmi voi lua pompiță când voi cumpăra următoarea dată fond de ten din acesta sau poate voi face altă comandă pe Notinu să-mi iau și începem să am să dau așa, să împrăști fondul de ten cu acest penson. Văd să nu pun prea mult, că rândul trecut mi s-a părut că am pus prea mult. Lăsăm așa momentan și după aceea vedem. Voi folosi tot acest burețel. Pentru că cel nou de la Ladies primit cadou îl mai țin până se va uza acesta și atunci îi voi face o probă. Să am grijă aici cum las sprâncene. Să nu intru în ele. Aceasta este treaba când aplici fondul de ten după. După machiajul ochilor este un pic mai dificil, dar ne străduim, încercăm. Aici voi da mai departe pentru că vreau să aplic un concealer. Unul
Nu este nou la Ladies, dar eu nu l-am probat până acum și vreau să-l probez acum, pentru că mi s-a părut că este un pic mai închis la culoare decât cel de la Catherine Harley. Dar de la Catherine Harley se cheamă stat să-mi... Sublumier se numește el. Acum voi încerca unul de la Impala. Să vedem, mi s-a părut un pic mai închis și la cearcănele mele. Poate va merge mai bine. Aici am zis că nu dau. Mă duceam deja. Aici trebuie avut grijă să nu și la sprâncene. Este un pic mai dificil pentru mine, nu știu, sunt alte persoane poate care așa de obicei dau fondul de ten după machiajul ochilor, dar eu sunt obișnuită mai întâi fața să o machiez și apoi machiajul ochilor, de asta îmi vine probabil mai greu. Acum fiecare cum obișnuiește. Cred că este destul atât, nu vreau să încarc nici prea mult pentru că vine și pudra. Atât. Să mergem cu concealerul de la acesta este de la Impala, de la Ladies. Și să-l vedem pe acesta cum se comportă. V-am spus, pare un pic mai închis și de asta am hotărât să-l încep pe acesta. Este nou, nu l-am probat până acum. Celălalt sublinie de la Catherine Harley l-am folosit până acum. Voi pune un pic și pe aici. Așa. Și acum să vedem minune. Voi tapota cu degetul. Acum depinde și din ce unghi te uiți. Dacă lăs ochii mai în jos, se mai cunosc cearcănele. Dacă țin fața dreaptă, mai puțin. Depinde și cum te miști și din ce unghi se vede. Deci, vedeți că acum vă arăt altă tehnică de machiaj. V-am mai arătat-o și pe aceea cu plasturii, cu padurile.
voi să nu faceți ca mine, tehnica mea de a pune în loc de 2 plasturi 4. Dar asta este realitatea, asta o expunem, asta s-a întâmplat. Nu voi tăia treaba asta, așa o las, pentru că de ce? Să fie real, să fie realitate, dacă nu mi-am pus ochelarii să-i văd că sunt și acuzam plasturii că sunt mai vechi. Dar uite așa greșim în concluzii, dar până la urmă m-am lămurit că era vinovată, nu plasturii că erau mai vechi, ci eu, pentru că în loc de 2 plasturi am pus 4. Bine că am văzut. Da, era și culmea să nu văd, că ați văzut că ei singuri se dădeau, se exfoliau, se luau unul de pe celălalt. Uite așa, acuzăm uneori și nu avem dreptate, care să mai pun aici, nu, mai pun pudră și numai. Pudră o voi folosi tot pe aceasta de la Faberlic, pentru că am văzut că merge cu acest fond de ten. Aceasta o folosesc și este și mată. Și de data asta, pentru a aplica o tehnică nouă, o metodă nouă, nu tehnică nouă, că au mai folosit-o și alții, voi folosi burețelul din dotare, de la pudră, să vedem cum merge bine, destul de bine. Aici trebuie avut grijă, de asta merge un pic mai greu machiajul, așa, pentru mine una, care nu sunt obișnuită cu prima dată cu machiajul ochilor și apoi cu machiajul feței, dar facem și așa, o dată într-un fel, altă dată în alt fel, că văd nici prea multă pudră să nu pun. Gata. Ce am uitat. Deci am uitat. Voiam să folosesc, am aplicat pudra după fondul de ten. Am avut de gând să folosesc acest iluminator lichid ca să vă arăt că se dă peste fondul de ten înainte de a aplica pudra. Acum nu mai merge să folosesc acest iluminator pentru că am pus pudră deasupra și în momentul el este lichid, de aceea spun. Peste pudră se întinde și pudra și se strică toată treaba, deci voi fi nevoită, asta am avut de gând, dar am uitat, luându-mă cu vorba. Deci îl voi folosi în alt make-up, acest iluminator lichid de la Ladies, tot de la Catherine Arley, acum nu mai este la Ladies, dar eu îl am și am vrut să vă arăt și un alt fel de iluminator cremos, lichid, cum se aplică, dar de acum data viitoare, deci voi fi nevoită să aplic iluminator de aici. Dar întâi să dăm blush-ul, ca să terminăm cu fața și după aceea continuăm cu ochii. Dăm blush-ul tot de la Catherine Arley, aceste biluțe. De acum voi folosi tot. Am avut eu de gând, dar uite că am uitat, luându-mă cu vorba, cu metodele, tehnicile de machiaj. Vom pune blush, pudră. Și iluminator pudră, pentru că gata, renunț la acel lichid, am apucat să dau pudra pe față, în alt make-up, nu e nicio problemă, vă voi arăta și cu acela. V-am spus eu, conturul feței nu-l fac pentru că am fața ascuțită și nu are rost să mă ascuțesc și mai tare. Persoanele care sunt mai ovale la față, folosesc eu nu, pentru că v-am spus motivul. Așa, nici blush prea mult să nu punem. Și dăm și pe aici, după cum știți că eu obișnuiesc. Ca să mai schimbăm un pic culoarea.
Acum, cred că sunt uniform, oricum mai vin odată și după iluminator cu blașul, perea de blaș. Să dăm un iluminator pentru că acesta l-am aici, l-am adus pe celălalt să-l folosesc, dar acum avându-l pe acesta, pentru că noroc că l-am pus sub sprâncene și n-am pus altceva, voi da iluminator tot din acesta, dar nu-l voi da pe cel alb, pentru că are două nuanțe, unul bej și unul mai alb. Îl voi da pe acesta bej și voi da cu... Am și pensula, acum am băgat degetul. Am și pensula, dar știu că rândul trecut am pus, pentru că el este, ia uitați. Am uiat repede degetul. Rândul trecut am pus cam mult. Aoleu! Acesta este foarte pigmentat de la Ladies, este el foarte bun, dar iau. Mi-am pus iar o tonă, adică eu am muiat puțin, dar el este pigmentat. Este un... Deci foarte bun este acest iluminator de la Ladies. Păcat că nu-l mai iau. Eu nu știu de ce lucrurile bune îi le scot din cataloage, nu numai la Ladies, și prin alte părți mai văd lucrurile bune, în loc să continue cu ele. Probabil n-a știut lumea, nu s-au cumpărat, cine știe motivul. Ia uitați ce luci eu am acum aici. Am dat puțin, dar na. Dacă el este foarte pigmentat, deci este mai bun ca unul de firmă, acest iluminator. Pentru că ați văzut că eu am mai cumpărat iluminatoare, dar așa puternice ca acesta nu este niciunul. Acum, uite ce luci eu am aici. Uite ce luci eu am aici. Pam. Deci, asta e, dar mai am dat puțin, dar el este foarte, foarte bun. Mai dăm așa, mai ștergem un pic dacă reușim cu... Am aici un puf. Perea asta de blaș, pensonul acesta de blaș. Mamă, mi-a făcut o lumină pe față, de nu-i adevărat. Să mai pun un pic de blaș ca să mai iau iluminarea asta. Dar și blașul ăsta este iluminator, așa că poate mă fac aici de mă strălucesc toată de ziua femei. Am să mai tapotez eu la serviciu cu un șervețel, oricum tenul mi se îngrașă și mai tapotez cu un șervețel din acela. Lăsăm așa. Lăsăm așa pentru că nu mai avem încotro. De asta am vrut să folosesc degetul, pentru că știam că rândul trecut cu pensonul l-am adus. Ca și acum, de fapt. Da? Asta m-am iluminat toată. Și acum să continuăm cu machiajul ochilor. Voi lua un pensonel. De unde l-am mai pus? Nu, acesta, oblic. Și voi lua paleta Eye Size Baby cu care am făcut griul acesta în colțul ochilor și voi pune și dedesubt. Apoi, așa, acum voi blendui cu pensonul cu care am făcut, voi blendui puțin sub ochi. Atât. Voi folosi un dermatograf negru, pentru că la gri nu am cum să folosesc maro sau alte culori. Așa. Știu că mi-e închide un pic
adică îmi face ochii mai mici, negruri, dar îmi accentuează culoarea căprui a ochilor. Par ochii mai deschiși, mai roșietici. Atât a fost destul. Acum să continuăm cu genele. Pentru gene eu acum folosesc Ice Princess de la Essence, dar acum vreau să încerc acest rimel nou, Lash Sensational, care l-am primit cadou de pe Notino la o comandă. Și haideți să-l vedem cum. Eu l-am și pe acesta, în caz că nu îmi va plăcea, voi continua cu celălalt. Să-l vedem și pe acesta ce face. Pensonul, vedeți, este unul mic și rimelul este unul mic. Adică, vedeți, mărimea uneia și celuilalt. De asta și pensonul este mic, dar haideți să vedem ce treabă face. După cât îl văd eu la prima aplicare, merge. Hai să încep iar să mă ung pe la ochi, plăcerea vieții mele când mă ung, asta și datorită faptului că oglinda este la o distanță oarecare. Mamă, dar este mult aici, pe penson. Încerc să dau cu partea asta, el este curbat, vedeți? Este curbat, să încerc să dau cu partea asta, stați să mai iau din capăt, partea asta. Nu știu care parte să dau ca să nu mă ung. Stau cu cea bombată spre vârfuri. Și acesta parcă a fost al doilea strat, nu? Al doilea strat parcă. Rețin eu că este acum. Haideți să, dar nu mai moi, că este, deja se ia prea mult pe perie, nu mai moi, că mă ung acuș. Să facem și la ochiul acesta. Și voi vedea, lăsă să se mai usuce, se ia foarte mult pe acest penson. Bine, el este și nou, este plin, bănuiesc, și voi mai încerca să-l las puțin să se mai usuce și voi încerca cu al treilea strat. Mi este frică să bag acum pentru că este mult pe penson, mult rimel. Este un rimel bun, să știți. Deci eu văd genele și sunt mai la distanță, de aproape. Vă voi arăta machiajul la final, dacă e prea departe și nu vedeți. Și al doilea strat. Poate reușesc să nu mă ung. Așa am zis și rândul trecut și gata, lăs așa să se usuce un pic și pe aceea mai încerc și al treilea strat, poate le mai alungește puțin, dar ele sunt și așa, vedeți? Sunt plângi, nu pot închide ochii pentru că mă ung pe jos. Voi închide la final când se va usca. Haideți să continuăm cu rujul. Și voi folosi ca și contur acesta de la Max Factor, un roșu. Folosesc conturul pentru că am de gând să folosesc un ruj baton, nu lichid.
pentru a cam atât îl las, este foarte roșu. Rujul este, unde este rujul? Este acesta de la Faberlic cu oglindă, cu acest sistem. Am folosit, n-am mai terminat, mi-am amintit acum, pentru a delimita zona rujului de întindere, de asta am folosit contur și la baton se folosește, la cele lichide nu se folosește. Acesta este un grena mai spre roșu, de asta am folosit conturul roșu. Este cam roșu. Cam așa îl voi lăsa și am zis că mai folosesc un strat de rimel. Eu vă arăt acum, pentru că dacă îl folosesc stratul acesta de rimel, iar nu pot închide ochii. Deci cam acesta este machiajul final. Mă voi da mai aproape ca să-l vedeți și voi. Cum arată. Sper că vedeți. Cam acesta este machiajul final. De aproape, cred că ați văzut rimelul, cam cum arată genele. Mai dau un strat acum, dar nu voi mai închide să vă arăt. Uite, eu am celălalt rimel. Deci voi mai da un strat, pentru că eu zic, poate s-a uscat și se mai lungesc un pic. Să văd dacă mai merge la unele rimeluri. La acela Lash Princess merge, dar și când s-a uscat, vine mai cu frână un pic. Dar eu nu văd ce atâtea gene lungi trebuie să-mi fac eu chiar. Un pic mai anevoios, dar merge cam așa arată. Deci este un rimel bun. Mie îmi place. Cam așa. Poate puteți vedea. Sper. Și să dăm și în partea aceasta al treilea strat, dar foarte puțin, v-am zis. Și nu mai închid ochii, vi-l arăt doar așa. Ochii deschiși, pentru că risc să mă ung. Cam așa, deci arată. Ca să puteți vedea, sper că puteți vedea. Acesta este machiajul final, nu mai închid ochii, îl las așa, nu știu dacă vă place, mie îmi place, acum să mă pieptăn, să mă termin de îmbrăcat și ready to go, gata de plecare. Cam acesta a fost machiajul. În continuare eu vă doresc o zi frumoasă și vouă și mie, eu plec la servici, sper să am o zi ușoară, oricum sunt sigură că astăzi totul va fi mai calm, mai frumos, mai la servici, având în vedere că este 8 martie, toată lumea ne va trata cu o bunăvoință mai mare, vor fi mai îngăduitori cu noi. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Pe curând!